Salutare, dragi prieteni, după cum vedeți, astăzi vom tranzacționa și deja video l-am înregistrat, doar vom comenta acest video, fiindcă mi este foarte greu să tranzacționez și în acel timp să fac un comentariu asupra videoului. Avem euro-dolar, am deschis o tranzacție pe vânzare, vedem că indicatorul ne arată că a ajuns la un nivel, la un suport tehnic. Aici este acel suport tehnic de la care prețul nostru, trendul este crescător, însă de la acest suport va descrește. Acest lucru ne arată și indicatorul. Cu acest indicator foarte mult mă ajută. Hai să urmărim pe M5. Pe M5 aveam la fel o creștere foarte rapidă. Însă la fel avem aici un suport tehnic, la care va reacționa prețul, un suport foarte puternic. Prețul a ajuns la acest suport, la acest suport va scădea prețul. Aici este al doilea suport, dacă de la primul suport nu va intra tranzacția, vom dubla suma tranzacției. Dar după cum vedem, tranzacția noastră este în profit. După cum vedeți, depozitul meu am început cu 100 de dolari și am să merg cu el în creștere. Timp de o săptămână deja am învenit, cred că de 200%, dacă... Hai să analizăm următoarea tranzacție. Următoarea tranzacție va fi pe OutBUSD. Suma vom alege de 5 dolari la fel. Eu tranzacționez cu 2% de la sumă, 5% maxim, indiferent de ziua în care tranzacționez. Aici ce vedem, M5, la fel este un suport tehnic, însă așteptăm reacția pieței și urmărim cu atenție că prețul se menține pe același loc. Vă recomand foarte mult să așteptați mai bine până ajunge la nivelul corespunzător decât să tranzacționați. Când vă grăbiți, atunci și emoțiile sunt mai mari și adică e mai complicat. La început și eu la fel mă grăbeam, nu aveam răbdare, dublam sumele. Timpul de expirare mereu când o minută, două, adică nu aveam o strategie bine muncită la ea, însă cu timpul și cu practica vine totul. Trebuie doar timp și răbdare. După cum vedem, pe M1-ul avem un trend descrescător. Mă scuzați. Aici este suportul tehnic de la care a reacționat prețul. După cum vedeți, al doilea suport tehnic la care mă gândesc că va ajunge și după care va fi o creștere. Și
Și pe M5 la fel, acel suport care l-am văzut și pe M1. Vedem această lumânare care are o umbră foarte mare. Asta semnifică că prețul va descrește. Și indicatorul la fel ne arată că avem deja, adică prețul va descrește, cumpărătorii nu mai au putere și vor câștiga vânzătorii, cum să-i spun. Vedem un impuls foarte puternic, ne rămân 5 secunde până la sfârșitul acestei tranzacții, însă după cum vedem, prețul scade foarte, foarte brusc, foarte repede, suntem în profit.